cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și îți crește morală. Dimineața, oameni buni, suntem în prea frumoasa zi de 5 mai, zi pe care unii o vor considera istorică în județul Neamț. De mult nu s-a mai întâmplat ca să avem atâția oficiali care să respire același aer cu noi. Bineînțeles că aerul la Neamț este curat, nepoluat față de alte zone, ceea ce s-ar putea să dea bine la fizicul celor în cauză și nu numai, chiar și la psihic. Pentru că după ce îți revii cu o cură de aer curat, poți să spui că te simți bine. Deci, cu profundă emoție, vă anunț că astăzi avem vizite înalte în județul Neamț. Îl avem pe domnul prim-ministru Nicolae Ciucă cu mai mulți șefi liberali, dar domnul Ciucă este în vizită de la guvern, așa că nu discutăm de ceilalți care sunt în vizită probabil politică. Deci, domnul Ciucă, avem și fond sonor, domnul premier, domnul prim-ministru Nicolae Ciucă, în paranteză fie spus, este și președintele PNL la nivel național, este în vizită de lucru în județul Neamț, o vizită care este axată, din ce vedem noi din programul publicat ieri, pe vizite în societăți comerciale, în primul rând. Domnul Ciucă va merge la fabrica Petra Pavaje, unde vor exista oportunități, imagini pentru fotograful și cameramanul oficiali. Cităm. Fabrica Petra Pavaje este în comuna Cordun. Tot în Cordun se va merge la Soceram. Și acolo sunt oportunități, imagini pentru fotograful și cameramanul oficiali. La ora 10:05, întâlnire cu elevii olimpici și profesorii coordonatori de la Colegiul Național Petru Rareș, de la Colegiul Național Roman Vodă. Oportunități, ca de obicei, pentru fotograful și cameramanul oficial. Și întâlnirea are loc, surprise, surprise, nu știu dacă prezintă Andreea Marin, dar e în orașul Andreei Marin, de putem spune surprize, surprize, la primăria municipiului Roman. Deci, elevii de la Colegiul Petru Rareș se urcă într-un autobuz în această dimineață și pleacă la colegiul, la primăria Roman, pentru a primi diplome din partea primului ministru și, nota bene, în delegația oficială a fost inclusă alaltă ieri și doamna ministru al învățământului, Ligia Deca, care va da piept în piept cu realitățile școlare, prin cei mai buni reprezentanți ai județului, ăia premiați. Doamna Deca are și câteva întâlniri, așa ni s-a spus neoficial, și culmea e că nu ai aflat nimic oficial de la cei care sunt la inspectorat, de exemplu. S-a aflat prin școli că doamna Deca va vizita câteva școli în care sunt proiecte cu bani din PNRR, parcă, sau ceva de genul ăsta, pentru prevenirea abandonului școlar. Și, bineînțeles că în școlile respective a început lustru, făcut, ca așa e cu vizitele de lucru. Se dă cu lustru, se dă cu fai, se fac pantofi, se curăță unghiuțele, se stabilesc răspunsuri, că vizita e anunțată, trebuie să te pregătești, până la urmă e o chestie de bun simț. Deci, revenim. Elevii de la Petru Rareș se duc la Roman, la colegii de la Roman Vodă și împreună se vor duce să întâlnească cu domnul Ciucă și cu doamna Deca. Această întâlnire, deci la ora 10:05, probabil că totul este la minut, la ora 11, întâlnire cu reprezentanții mediului de afaceri din zona Roman Metropolitan, ceea ce presupune deplasare de la primăria Roman până la hotelul Roman, unde se vor întâlni cu oamenii de afaceri din zona Roman, care este zona, după cum vedem, de maximă atenție în această vizită. După ce oamenii de afaceri discută timp de o oră jumătate, probabil că se ia și prânzul,
dacă tot e în hotel acolo, la 12:30 vizită la Sece Danlin XXL, aceleași oportunități ca peste tot, și vizita are loc la sediul firmei în comuna Horia. Pentru, cum se spune, operativitate, conferința de presă care trebuia să țină seara la Târgu Neamț s-a transformat într-o declarație de presă la ora 13 și 15 minute, o declarație de presă care va fi transmisă live pe conturile de Facebook și YouTube ale guvernului și pe canalul unic de distribuție al Palatului Victoria, să trăiți. Sediul firmei, cum spuneam, este la Horia. Probabil că fiind declarație de presă, întrebările alea multe pe care le-am pregătit se vor putea reduce la una singură, care ar putea să sune cam așa: bună ziua, ne bucurăm că ați venit în Neamț, sunteți bine, sănătoși. În rest, nu prea este timp. Pe vremuri, conferințele de presă cu mărimile care veneau de la București constituiau pentru ei, nu pentru cei din presă, modalități de a afla lucruri pe care nu le spun cei care sunt oficiali. Pentru că oficialii niciodată nu spun într-o vizită oficială: băi, că vezi că avem și probleme și nu știu ce. Deci le spun, de obicei le pun ziariștii aceste întrebări, dar s-a ales această modalitate care este până la urmă benefică pentru că scurtează timpii. La ora 14:30, ceea ce presupune deci de la ora 13 și 15 declarații de presă, probabil vreo 15 minute, jumătate de oră, presupune deplasarea de la Roman, pe coloană, până la fabrica Comes Săvinești, unde sunt oportunități, imagini pentru fotograful și cameramanul oficial și vizită la Comes. Aici facem un pic de pauză, pentru că, indiscutabil, Comes merită vizitată de primul ministru, pentru că a devenit una din firmele reprezentative nu numai la nivel național, ci și la nivel regional. E foarte bine că se merge la Fibrex, probabil că miniștrii au câte ceva de învățat când trec pe acolo, vor vedea că mai există posibilitatea ca anumite părți acelei industrii care trebuiau aruncate la fier vechi, puteau fi, să spunem așa, recondiționate ca să poată funcționa la parametrii de înaltă tehnicitate, precizie și complexitate. Acum, că pe drumul acela de la Săvinești se intră la Comes, poate cei care au organizat vizita ar fi trebuit să-l tragă un pic de mânecă pe organizatorul șef, să-i spună: domnule, aici avem o fabrică, societate, cum vreau ei să o numească, întreprindere, care tocmai a împlinit 50 de ani de existență, fiind prima societate cu capital de stat și privat din România și nu numai din blocul comunist. Este vorba de, pentru noi foarte cunoscută societate, Refill. Este acolo, una lângă alta, dacă nu mă înșel. Cred că o cafea la Refill, la o asemenea societate care reprezintă un model de organizare, de rezistență în domeniu, ar fi prins bine la 2-3 miniștri ca să învețe că se poate rezista și în domeniul ăsta la nivel foarte înalt. Iar parteneriatul acela cu capitaliștii veroși de pe timpul comuniștilor s-a dovedit a fi un parteneriat benefic pentru județul Neamț, economia românească și, până la urmă, merita atins un pic. Nu mai vorbim că e și Chiobăr pe acolo, dar asta e o altă poveste. Chiobărul, știți că este printre, dacă nu e numărul unu, e printre primele 2-3 societăți de profil din țară, cu o cifră de afaceri impresionantă și cu un program interesant. Bun, deci la 14:30 Comes. La 16:10, deci înseamnă vizită după care deplasare, fabrica Icosar de la T.
Târgu Neamț, o societate extrem de interesantă, în Mesagerul s-a scris mai demult despre ea, cu un patron foarte orientat așa pe... unde tot așa avem oportunități pentru fotograful și cameramanul oficial. E pe această societate, scrie DN15B278A Târgu Neamț. Așa scrie în programul oficial, așa citim. Deci, 16:10 la 16:30. Asta înseamnă o vizită cam de 10 minute. Mai mult nu ai cum, trebuie să și deplasezi de acolo. Dar e foarte important că o societate din Târgu Neamț este vizitată. După care, la ora 16:30, întâlnire cu mediul de afaceri, fermier, crescător de animale, firme din domeniul silvic, nu mai spune că sunt din zona Târgu Neamț, deci presupunem că sunt și din zona Piatra Neamț. Cu ocazia asta am reușit să amintim și cuvântul Piatra Neamț în această vizită a premierului, pentru că, dacă e să ne luăm după programul oficial, premierul va ajunge la Cordun, Roman, Horia, Săvinești și Târgu Neamț, probabil la Piatra Neamț, nu de data aceasta. Până la urmă, dacă e să o luăm așa după realitățile care există, la Piatra Neamț, ce să facă premier? Nu. Sau guvern? Sau miniștri? Noi suntem cu ale noastre, aici mergem mai departe. Bine, există o oarecare frustrare de reporter că nu se face o conferință de presă în municipiul reședință de județ. Dar înțelegem că e un program strâns și trebuie să facem lucrurile așa cum sunt. Bun, deci asta e pe partea PNL. Astăzi este o zi istorică și la PSD. Astăzi la PSD se stă cu foarfeca și mistria în mână, cu foarfeca, ca să taie firul, legătura umbilicală de Ionel Arsene, prin alegerea unui nou președinte la PSD, alegerea oficială, până acum aveam pe domnul Harpa interimar. Vom avea pe domnul Harpa președinte sau vor fi surprize, om trăi și om vedea, de fapt vom auzi, pentru că invitația nu s-a adresat presei să participe la lucrări, ci doar la conferința de presă, ceea ce până la urmă este de înțeles. Să remarcăm faptul că primul ministru vine până lângă Piatra ca să nu, probabil să nu interacționeze cu colegii de coaliție la nivel național care vor fi la Piatra, adică domnul Ciolacu, trăiți, domnul Stănescu, trăiți, care vin să supervizeze alegerile. Dânsii vor ține și ei, dar de data asta, o conferință de presă în sediu, nu vreau să greșesc, cred că la Consiliul Județean, unde, sigur, au închiriat o sală pentru a ține această adunare de alegeri, dare de seamă și alegeri, cum era pe vremuri, și după aceea conferința de presă cuvenită după un asemenea eveniment. Om trăi și om vedea, dar pentru că ar fi fost interesant, de exemplu, în spiritul frațietății care există la nivel național la guvern, să vedem o conferință de presă comună, domnul Ciucă, domnul Ciolacu, în Neamț. Vă dați seama ce frumos ar fi fost să-i vedem în conferință de presă comună și să întrebăm un lucru care, sincer, bântuie pe fiecare român. Cum se poate ca la București, în guvern, să fi pupat Piața Independenței și cum ieși din guvern să strași la geoale? Dar nu așa și nu numai la geoale. Cum se întoarce unul cu spatele, să controlează, să vadă. Ce am, bine, n-am spus că se apleacă. Am spus că se controlează la coaste, să vadă dacă e vreun cuțit. Deci, cum e posibil asta? Deci, aceasta este întrebarea fundamentală.
pe care se bazează, ca să spunem așa, nedumerirea poporului român. Că poporul român este cam nedumerit. Cum poți să te pupi în ședința de guvern sau la investirea miniștrilor și să ți-o tragi pe la spate cum a ieșit din așa? Noi pe problemele mari suntem de acord. Păi, o fi. Dar probleme mari sunt și în județe, și în regiuni, și în comune. Acolo cum e? Acolo e la mica înțelegere. Unde vă înțelegeți, mergeți și vă faceți treaba. Unde nu vă înțelegeți, liber blind-ul. La bătaie. Asta e. Ce putem să facem? Da. Ar fi fost, recunoașteți, o conferință de presă senzațională, să vedem, să dăm semnalul din neamț că, uite, primul ministru PNL, încă primul ministru PNL, se ține o conferință de presă cu viitorul prim-ministru PSD, după ce se face rotativa. Apropo de rotative, tare ar fi fost bine dacă la conferința de presă, ar fi bine dacă la conferința de presă l-ar întreba cineva pe actualul prim-ministru și pe viitorul prim-ministru dacă știu câte rotative mai funcționează în România. Rotativele sunt alea care tipăresc presă. Ar fi interesant să vedem dacă există vreo situație la guvern pe tema asta. Știu că nu prea sunt interesat să mai existe ziare, pentru că ei spun, doamne, ziarele nu se citesc. Ziarele sunt periculoase, pentru că dacă ajung la oameni, se citesc. Asta este problema. E mult mai simplu facebookismul, site-urile controlate și controlabile, decât ziarul. A, bun, dar ce atentat la natură, zice, vă dați seama, pădure tăiată, consum de electricitate. A, așa e. Așa este. Deci, revenind într-o notă optimistă, astăzi, 5 mai, zi mare pentru județul Neamț. Primul ministru, împreună cu mai mulți oficiali, miniștri și oameni de partid, în Neamț, pe zona Neamț Roman, cu extensie Săvinești, Târgu Neamț, și domnul Ciolacu cu domnul Stănescu de la PSD, domnul Ciolacu viitorul prim-ministru, în zona, adică în Piatra Neamț. Zona Valea Muntelui este cu ECOU, ziar pe care îl scriem noi, restul mai puțin pe acolo, că acolo e un pic mai complicat cu muntenii. Vă dorim o zi nemaipomenită. Puteți urmări declarațiile de presă ale primului ministru la ora 13:15 live pe contul de Facebook și YouTube al Guvernului și pe canalul unic de distribuție al Palatului Victoria, de unde probabil vom putea prelua și noi fără probleme aceste declarații. Vă mulțumim, vă dorim să aveți o zi măcar atât de bună cum sunt promisiunile din campania electorală. Promisiunile am zis, nu mă înjurați. La revedere!